L-am văzut și live. Unde, dragă, l-am văzut l-ai live aici, în București. L-am văzut în București, live. M-am întâlnit cu el. Unde erați când v-ați întâlnit? La un drink. Tu cu el ați ieșit la un drink? Zi, dragă. Măi, calmați șefa, directoarea de mode. A. Domnica. A. A, ce? A. Eram într-un mesaj. Era într-un mesaj. Adică te așteaptă 30 de imagini superbe de la Met Gala. Lasă mesajele. Nu știu că am târziu cu acest subiect, Moris, dragă? Nu. Avea cineva o vorbă, mai bine mai târziu decât niciodată. Auzi, dar de ce nu se fac totuși discuții în jurul temei? Ce temă? Păi această temă pe care de fapt, chiar dacă o înțeleg toți, nu o respectă nimeni, sau dacă o respectă prost, adică nu respectă. Da. Asta a fost tema de la Met. Da. De ce nu se fac discuții legate de această temă? Gilded Glam. Da, vreau să o explici. O căutare. De ce să o explic eu? Trebuie să o explici tu. Păi, Gilded vine din Gilded Age, nu? Da. 1800, genul ăla de... 90 chiar, până la începutul 1900. Da. Și de ce nu am văzut nimic legat de acest război? Păi, ai văzut? Care a însemnat totuși foarte mult în istoria Americii, Domnica. E bună cafeaua? Nu. Nu e bună? Se plânge că e cafeaua prea slabă, dar noi cerem de fapt cafeaua prea slabă. Adică tot noi ne plângem de ce cerem. Totul tare, Maurice. Totul, da, strong. Strong. Mă rog, toată această decadență, știi că m-am gândit foarte mult la săraca Scarlett. Da. O'Hara. Da, în momentul în care am auzit această tema. O viață, acum, o viață nefericițică. Nu, nu l-am văzut. Și nu mai mă uit la seriale pentru că sunt într-o perioadă de lecturi, mi-a revenit pofta să citesc, pentru că am avut o perioadă destul de lungă în care nu puteam să citesc decât, nu știu, greu, rar, nu știu ce. Și vreau să pun pauză la tot ce înseamnă Netflix, HBO, un an. Adică un an. Serios? Da, un an. Pentru că mi se pare că m-a tâmpit foarte tare serialiada asta. Sunt chestii pe care vreau să le văd și la care țin foarte tare. Uite, de exemplu, pe Netflix acum am Anatomia unui scandal. Da, l-am terminat. Îl am pe listă. E foarte mișto. Îl am pe listă. Mi-a plăcut la nebunie. Și uite că aș vrea să-i dau o șansă și să fac treaba asta, dar cumva mult mai controlat. Uh-huh. Adică lectură serial, într-o proporție care să nu mă arunce într-o chestie din asta de carusel. Pentru că e totuși foarte important. Eu nu am timp de nimic din ce spui tu. Bine, tu n-ai timp niciodată. N-am timp. N-ai timp niciodată. Bine, am și copii de care mă ocup totuși cu mine acasă, seara stau de vorbă cu ei și încercăm să nu ne uităm la televizor și să ne punem la un serial, din potrivă, să stăm la masă, știi? Mm-hmm. E altă dinamică la mine. Dar oare copiii au fost interesați de Met Gala? Cred că 0,00 minus... Nu, Lia s-a uitat. Lia s-a uitat un pic. Și? Așa, a exprimat vreo părere? Două, trei rochii, nu foarte... N-a aprofundat. Și nici eu n-am stat cu ea să aprofundez, că am zis că o să se uite la ce vorbim noi aici. Așa, începem cu una dintre gazdele acestui eveniment. Nu, dar cred că n-ai povestit încă bine. Dragă, tema. Gilded Glam se referă la o perioadă tumultoasă din istoria Americii. E tot jocul ăsta destul de pervers, dar care e un joc etern, fetelor, s-a întâmplat de când lumea și pământul. Old money versus new money, o perioadă de decadență, o perioadă a exceselor, a țopismelor, bineînțeles, pentru că orice perioadă care implică new money reprezintă o perioadă a țopismelor. A se vedea ce se întâmplă inclusiv acum în acest spațiu în care trăim. Serialul Gilded Age, exact despre asta e. Da. Lupta între old money și new money, e foarte interesant. Cu alte cuvinte, cum își fac loc. Cu alte cuvinte, ar trebui să aducem în discuție doi dintre scriitorii români care mie îmi plac foarte tare și care sunt și vor fi întotdeauna actuali, Caragiale și Alexandrii, să nu uităm de Coana Chirița. Deci, practic, Gilded Glam înseamnă o abordare chirițistică a modei. Da. Asta s-a încercat și a ieșit sau n-a ieșit, o să vedem. În orice caz, ce voiam să spun este că mie nu mi-au plăcut niciodată intervențiile astea stilistice care trimit cu gândul la ceva. De exemplu, rochia pe care o poartă Black Lively aici, Atelier Versace, un tribut, un omagiu adus orașului New York și o de treaba asta cu zgrienorii și nu știu ce, care oricum nu se înțelege. Rochia nu-mi place, mi se pare mult prea încoțopenită și mi-am dat seama de o chestie pe care o știam de mult, că detest. Mm-hmm. Nu, detest. Așa. Culoarea turcoază. Da, dar vreau să nu, detest. Vreau turcoazul mi se pare cea mai țoapă culoare inventată. Dar vrei să spun ce? Vrei să fii țoapă, te îmbraci în turcoaz. Hai să spun ce mi-a plăcut mie la toată
toată apariția lui Blake Lively. Mie nu-mi place nimic. Așa. Stai să-ți spun. Da, te rog. Măi, nu știu că ai văzut-o, am văzut-o live într-un filmuleț. Uh-huh. Atitudinea ei, zâmbetul, stai mă puțin. Energia. Păi stai, păi stai. Stai puțin, păi totuși, de-aia e aici, păi de-aia e aici femeia. Zâmbetul, energia. Ea a știut să poartă această rochie. A știut să poartă rochia ei țoapă. Nu da, mi s-a părut uite, pe uite, ea, da, vă rog când, să vă uitați. Când a desfăcut-o, când și-a schimbat complet forma. A desfăcut-o ca să o... Da, măi, nu da. Știu, mie mi s-a părut foarte ce se întâmplă tot aici, înfășurarea asta din zona taliei, mi se pare atrocisim. A, păi nu, hai mă, domnica, acum, adică e. De păi, ce e? Păi, faptul că e atelier e... Versace nu înseamnă că trebuie să pic da, pe spate. A făcut special o... A făcut, da, da, a făcut... Implementă ca să poată fi desfăcută și să se trată într-o trenă, cumva ai să facă. Da, și atunci avem două posibilități. Facem special, ca să te citez, o fundă civilizată sau facem o fundă țoapă? Aici s-a făcut o fundă țoapă. De ce nu s-a făcut o fundă civilizată? Deci, vezi Hubert de Givenchy, vezi Cristobal Balenciaga, de ce nu s-a făcut o fundă civilizată? Pentru că natura acestei case, cu niște excepții, este o natură țoapă pe care nu o pot purta decât femeile care pot controla foarte bine ideea de kitsch. Donatella Versace, care mie îmi place foarte mult, poate controla această zonă stilistică. Ea o poate controla. Blake Lively nu o poate controla. Mie tocmai mi s-a părut. Lăsând la o parte că există la Versace modele mult mai invitaționale, ca să spun așa, pe care le putea aborda această cetățeană. Sigur că are o energie superbă, un zâmbet superb, no, că e foarte mișto, evident. Nu mai comentăm asta. Are o țopenie rochea, nu zic, și după gustul meu, dar overall mi s-a părut spectaculoasă toată ideea. Și uite că am scris un material mai de mult, împreună am făcut treaba asta, dacă mai ții tu minte, legat de mănușile lungi pentru site, mai ții minte? Uh-huh, uh-huh. În care spuneam că fetelor e foarte cool să purtați mănuși lungi și nu știu ce, și am dat niște exemple. Uh-huh. Foarte multe erau de la Valentino, uh-huh, ții minte? Uh-huh. Cu mănușile lungi, da, capa da, aia da, prin care se vedeau da, mâinile și nu știu ce. Băi, domnica, sunt foarte urâte, foarte urâte, și asta vreau să le spun celor care se uită acum la noi, mănușile din satin, din satin de mătase, da, astea elastice. Bă, sunt da, foarte urâte, da, mă, nu mi-a plăcut niciodată. Da, și nici mie. Astea lungi de nuntă. Ori din piele, ori găsim o alternativă, da, nu știu, o catifea superbă, o plasă, dantela aia ca la Gucci, nu știu, găsim niște alternative. Da. Mănușa lungă din satin de mătase este țoapă prin definiție. Țopițeică. Lăsând la o parte... Îmi plac mănușile, în general, adică... Mă rog, da, mă de rog, ce? Poți da, să faci chestii cu mănuși. Chiar poți să faci chestii cu mănuși. Dar aici și o mănușă din satin e nuntă la Drăgășani. Vorba neurologei. Nuntă la Drăgășani. Pe de bune, e foarte... N-am nimic cu Drăgășaniu, dar totuși Drăgășaniu nu, la Drăgășani n-are loc Met Gala. N-am nimic cu Drăgășaniu, dar nu cred că e vreun reper estetic Drăgășaniu. Cred că e ceva atroce, dacă mă întreb la Drăgășani. Sunt vii. Ok, or fi vii, dar nu este un reper estetic și un reper stilistic. Mă îndoiesc cu mici, țara în care trăim nu e un reper din niciun punct de vedere. Zero. Da, asta e. Hai. Păi hai ce? Aici, păi, lasă că am terminat cu săraca? Am terminat, că lui săraca, tocmai ne-am spus părerea fiecare. Dar mie... să știi că foarte bogate nu sunt, mă uitam cu neurologa acum câteva zile. Nu sunt bogate? Mm. Unele, dar altele nu. Cele mai țoape sunt cele mai bogate, vezi Kardashian, și alea civilizate nu sunt așa de bogate, cum se întâmplă în viață. Măi, este o actriță, Denisa, pe care nu mi-o dați niciodată, pe care am și văzut-o la Paris de vreo 2-3 ori. A văzut-o și Carmen la Paris de vreo 2-3 ori. Nu știu, cred că îi place foarte mult la Paris. Eu o ador pe această cine femeie, dragă? Sper că mi-a spus-o în imagini, îmbrăcată în Tom Browne. Tom Browne, care a făcut după Met Gala pe Instagram, a avut un filmuleț divinisim cu persoanele pe care le-a îmbrăcat pentru Met Gala. O chestie da, absolut superbă. Christine Baranski, pe care o ador și pe care nu o văd niciodată nicăieri. Nimeni nu vorbește despre această Christine Baranski, care e divină. Divină. Ea săracă are 14 da, milioane. 14 milioane. Ena. 14 milioane de Nisa, e nimic. Pe 14 auzi, milioane. Auzi, spun ceva. Tom Browne a îmbrăcat-o și pe sora lui Kim Kardashian. Da. Kourtney Kardashian. Da. Măi, nu, e prima dată că nu mi-a plăcut da, la Tom Brown. Da. Uite, o să ajungi. Da, mă rog, mie mi-a plăcut foarte mult prima filmulețul dată de pe Instagram, făcut de Tom Brownie. A avut multe eșecuri, din păcate, dar Christine Baranski era superbisimă. Superbisimă. Pe o forță. Nu, e măi, e nici nu știu să spun cum e. Prima oară am văzut-o într-un film cu Glenn Close și Jeremy Irons, când Glenn Close o juca pe Sunny da, von Bülow, moștenitoarea super miliardară, alcoolică, nu știu ce, divin filmul, Reversal of Fortune, și ea joacă acolo rolul amantei lui Jeremy Irons. Atunci am văzut-o prima oară pe această Christine Baranski, care mi s-a părut definiția sexoșeniei obzeciste, nu divină, splendidă. Ia pe o barcă la un moment dat cu Jeremy Irons, într-un apartament după aia New York, e superb, în sfârșit detalii. De ce nu se vorbește despre Christine Baranski? De ce?
E superbă! E definiția Americii, definiția Maine. Nu știu, are ceva de Maine. De familia Biden în dreapta, familia Rust în stânga. Eu vorbesc ea să uită pe Baranski, dragă, e poloneze, Polish origin. Ai găsit-o? KY. Ai găsit-o? Păi nu are cont oficial. Cum să n-aibă cont oficial? Are cont oficial. Bine, hai, lasă, bine, ok. Să caute pe Instagram. Să caute pe Instagram. Da. Pentru că nu mă lași. Hai să trecem mai departe. Hai să trecem mai departe. Stăm foarte mult pe subiectul Kim Kardashian, pentru că sunt sigură că s-a vorbit deja foarte mult. Toată lumea a analizat-o și a analizat-o. Toată lumea a comentat. Este pentru prima oară, da. E pentru prima oară când spun că îmi place Kim Kardashian. Nu cred că m-a mai plăcut o dată, de fapt. Mie îmi place. Pentru prima oară când spun că îmi place, chiar dacă n-are o foarte mare legătură cu tema, mi se pare că statementul pe care l-a făcut transcede tema, evenimentul, absolut tot ce vrei tu. Pentru că ăla a fost un moment istoric, Denisa. Da. Adică ce a făcut Marilyn Monroe atunci cu Kennedy, toată povestea aia shady, în sfârșit sexy, whatever, cum vrei să-i spuneți, mi se pare că a fost repusă în scenă acum de un personaj cum e Kim Kardashian, despre care nu m-aș fi așteptat, la care nu m-aș fi așteptat niciodată să îmbrace genul ăsta de rochie. Și faptul că a făcut... Că tot timpul genul ăsta de rochie, doar că... Nu, a lui Marilyn Monroe, măi. Rochia lui Marilyn Monroe. Adică da, era muzeu. A recompus, a reconstituit un moment de referință în istoria glamurului mondial la Met Gala. Și asta mi se pare cumva... foarte tare. Da. Și am spus șapo, dragă, nu știu și cui a, că a, cui a fost că ideea. Făcut blondă. Da. Adică și styling-ul e foarte și faptul okay. că are părul așa. Părul așa. Că nu și-a făcut o coafură wavy. Exact, exact. N-are bijuterii. De, mă rog, are o pereche de cercei destul de discreți. Blana, nu știu ce să zic, dar cred că era blana albă, blana similară cu cele purtate de Marilyn Monroe. Da. În orice caz, asta voiam să vă spun, chiar dacă nu are legătură cu tema, mi se pare că mesajul și statement-ul e mult mai strong și mult mai puternic. Nu avem ce să comentăm la rochie, o rochie care a făcut istorie. Da. Ea a făcut istorie prin acest moment. Bravo cu ea pentru cine a avut ideea. Da, da. Da, și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte tare, adică n-am da, ți-am zis, au fost comentarii negative legate de faptul că a slăbit foarte mult ca să încapă în această rochie. Asta e culmea, a slăbit. Foarte bine că a slăbit. Măi, și astea au comentariile negative pe bune. Oamenii nu o să fie niciodată mulțumiți de nimic. În sfârșit, da. Și oricum contează. Billie Eilish în Gucci. Să știi că am avut o discuție cu cineva. Mie, știi ce nu mi-a plăcut, Denisa? Mai părul, nu știu, cu părul. Nu, mișcările pe care le făcea. Ea făcea sărăcuța niște mișcări acolo la intrarea în Met, așa. În aplecătoare, că era o aplecătoare și ei treceau, făceau poze, după aia treceau până aplecătoarea aia și de la aplecătoare intrau unde dracului intrau. Măi, și făcea niște mișcări contorsionate, se propunea, nu știu am ce îi se părea, că eu, e Pride and Prejudice, nu știu, l-aștepta pe Mr. Darcy, l-invoca pe Mr. Darcy, nu știu, niște mișcări ciudățele rău. Dar... Așa? Dar... Vorbește un pic mai aici, că mă doare capul. Scuză-mă, dar... nu-mi displace. Mie nu-mi place, măi. Are o încoțopeneală chirițistică. Revenim la ce spuneam mai devreme. Auzi? E o încoțopeneală chirițistică pe care ea a pus-o bine în scenă. Știi ce nu-mi place? Nu-mi ce? Place coloritul rochiei. Da, nu-mi place, nu. Rochia e țoapă. Stai, e țoapă. Aici, floarea. Rochia e țoapă. Styling-ul e țop. Și mie îmi place dar în țopismul ăsta mi se pare că s-a dat un ceva prin păr, e prin, pe temă, prin albul porțelanat al tenului, privirea asta obsesivă și obsedantă, încoțopenala coafiurii chirițistică, dar faptul că are un breton punk, faptul că are un choker negru, mi se pare că duce chirițismul, țopismul într-un punk și având în vedere ce purta ea, trecerea asta, uite, mânecele din tiul, dantelă. Aia îmi place. Trecerile astea, nu știu, foarte rapide de la un ceva la altceva, mi se pare că susțin să mesajul. Că ai dreptate, mai convins, dar ceva nu-mi place, uite, la materialul rochei, la comentea de culori, sunt prea spălăcite ambele culori, nu știu ceva ce să zic, dar... Adică, dacă în mod normal noi am vedea... Așa că, îmi place și mie din ținut. Dacă am vedea în mod normal o cetățeană care poartă o rochie din satin de mătase, își pune o floare artificială în, am spune, la unison, hău, țoapă. Da. Există un țopism pentru că tema în sine exact, tema în sine e prea propune un țopism, dar asta este ideea, să-l deconstruiești și să arăți că și din țopismul ăsta excesiv poți face ceva. Mie mi se pare că ea micuța a făcut ceva. A făcut. A făcut ceva, dragă. Gigi Hadid în Versace. Mai. Da, o construcție, ți-aduce aminte shooting-ul făcut de noi cu Hiriț undeva în munți cu hainele alea de la Moncler Genius. Da, da, da. Exact, exact, da.
Mie îmi place, mie îmi place. E un statement, iar nici n-ai ce să spui. Da. E un statement. Și tot noi cu Hiriț am făcut un shooting care nu ți-a plăcut deloc la Atra atunci când ne-a zis el Domnis și Morica. Da. Ăla un SF latex o japonez care avea părul ăla așa. Cât te-ai agitat la shooting ăla, ce te-ai încoțul, nu-ți plăcea nimic, Doamne, nu eram, ne smulgeam perișorul. Până la urmă, în final, a fost foarte greu să ajungi la capăt cu acel shooting. Nu, și să faci, cum e foarte greu în România, fetelor, că voi asta nu știți de foarte multe ori și multă lume probabil că nu știe, să faci din așa bici, pentru că totuși noi cu trei jorseni în trei magazine și nici alea nu-ți mai dau, trebuie acum să faci performanța, acum e nenorocire, e recesiune. Nu, Denisa este ceva crunt, peiți o sărăcie. Eu nu mai pot să mai fac niciun shooting, pe cuvântul meu, nu mai am cu ce? Mm-hmm. Vă rog frumos, ajutați-ne. Dați-ne cu ce haine. Să ne ajute, dragă? Ce să-ți dea, măi, haine, magazinele. Dea, păi n-au nici ei. Știu că ți-a plăcut Bela. Da. Mi-a zis Tudose. Tudose, da. Mi-a zis Maurice, a plăcut Bela. Asta e o Met Gala, asta e o Met Gala istorică pentru mine, pentru că mi-a plăcut Kim. Și exact. Acum îmi place și mie, și pentru prima oară în istorie, Bela Hadid. Băi nene, deci mie îmi place acest look de la Burberry și mi se pare că au înțeles foarte bine tema. Și să-l transpună în 2020. Exact, în actualitate. Uite, și coafura, uite o coafură care chiar îmi place. Da. Îmi place tot. Îmi place și mie, da, foarte. Ciorapul din dantelă, pancăreala, corsetul. Aici, jos, da, îmi place și când mie. Am văzut corsetul prima oară, m-am gândit la un designer român foarte talentat, care face genul ăsta de corsete de Alexandru mulți Floarea. Ani, Alexandru Floarea, și care le face singur Denisa. Deci tot ce vezi la băiatul ăla e făcut de mânuțele lui. Și m-am gândit la Alexandru Floarea când am văzut acest corset, care a avut niște lucruri de-a lungul timpului pe estetica asta foarte mișto. Cu mult înaintea acestui look propus de Burberry pentru una dintre surorile Hadid. Îmi place foarte mult, îmi place abordarea, are ceva de Amazonă contemporană. Și vine foarte bine la coafura asta. La coafura e superbă. Îi vine foarte bine. Proporțiile sunt foarte bune. Faptul că are un ciorap din dantelă, ciorapii din dantelă, mă rog, îmi place tot. Și mie. Bravo, dragă. În Burberry. Bad Bunny. Cine e Bad Bunny? De ce cântă? De ce fel de muzică? Pe mine dacă îmi vezi așa știi Bad Bunny. Mă aștept să... un rap spaniol. Superb, un rap spaniol. Hai să ascultăm, vrei? Hai. Uite, tocmai mă invita aseară Codruța, o prietenă, mă invita e concert miercuri la nou spațiu de la Obor, făcut de Horia Creangă, unde vor să facă evenimente culturale și nu știu ce, la un concert Prințesa de Aur. Și mă întreba dacă nu merg la Prințesa de Aur. Zic, nu știu, Veița, că merg la Prințesa de Aur, dar uite că ajung de la Prințesa de Aur la Bad Bunny. Mi s-ar părea foarte chincă ca Prințesa de Aur să facă un ceva cu Bad Bunny. Nu-mi place proporția. Nu e bine deloc. Nu e bine. Nu, Bad Bunny e ciorăpelul alb la pantoful bej. E pantof din ăla cu sunt ghetre sau e ciorap alb? Păi Denisa, ca să nu vorbim tâmpenii. Ghete, nu. În fața cetățenilor și în fața țării. Tip ghetre. Da. Ghete. Ghetrele, măi, nu știi ce sunt. Tip ghetre, știi? Da. Deci sunt ghete, sunt botine. Da. Oricum, proporția nu e bună. Nu, are talia prea jos. Nu-mi dau seama dacă e sexy Bad Bunny. Stai să mă uit mai bine să-mi pun ochelarii. Coafura, da, mă rog, e pe temă totuși. Măi, Denisa, Bad Bunny ăsta e sexy sau nu e sexy? E sexy. Ne zice, da, e, pare că e. Auzi, da, treaba asta îți place cu cercele în nas? Că tot văd. Da. Ți-ai pune? Nu. Un belciug? De ce? Tu ți-ai pune, Denisa, un cercel în nas? Da. Are ceva. Da. Bă, îți vine să-l agiți pe ăsta mic. Da. Dar nu-mi place. I-ai băga o mână în păr, l-ai agita, îi face ceva. Nu știu ce, rochie. O rochie, da, nu, nici mie nu-mi place proporția. Proporția, în rest îmi place. Și ce îmi place cămașa albă, cravată neagră și asta bej peste. Îmi place foarte mult combinația de alb-negru. Mie îmi place Le Mer. Eu am început să-mi iau tot de la Le Mer. Nu mi-ai spus nimic despre cămașa mea superbă Le Mer. Superbă. Trenciul meu super Le Mer. Pantaloni, nu mi-ai spus nimic. Păi, stai că nu te-am văzut, te-am văzut direct pe canapea. Bad Bunny e sexy, proporția nu e bună. Are ceva de Johnny Bravo. Da. Are ceva de Johnny Bravo. Nu știu să zic, nu știu, sunt puțin mută. Dar n-ai ce să zici. N-ai, nu trebuie să fii mută. Putea să fie mult mai bine. Uite, dacă era negru dintr-un alt material, material de smoking. Alt material, exact. Mai prețios, știi? Mai prețios, parcă e un nin ăsta. Și chestia asta catalană, dragă, acum citesc Confiteor Denisa, mărturisesc. Și trebuie să mărturisesc, pentru că citesc mărturisesc, măi, că e pentru prima oară, Domnica, după mulți ani de zile, când mi se întâmplă să apelez la dicționar citind o carte. Mai? Pentru că sunt foarte mulți termeni acolo care provin din istoria religiilor pe care nu-i cunosc, nu-i stăpânesc.
Și, nu te și mă simțeam, păi nu, da, e foarte important să-ți pui dracului mintea la contribuție, nu să fie totul fluid în viață, trebuie să treci prin niște procese. Eu uneori am chef să știu prostioare, acum știți că prostioară. Nu, mă tâmpesc și nu. Oricum, e superbă cartea și mă duce cu gândul la Lola Șica. În acest personaj apare, în această carte apare un personaj superb, Lola Șica. Xica se scrie, se citește Șica. Și mă trimite cu gândul la Lola Șica. Nu știu ce păr avea Lola Șica în cap, dar cred că Lola Șica, dacă ar fi avut să aibă un păr, ar fi avut părul ăsta, al lui Bad Bunny. Cine e superbitatea asta? Alexa Chang. E divină. Dar mai nu știi pe Alexa Chang. Ba da, o știu, dar am recunoscut-o. Nu, e divină. Așa m-aș îmbrăca Cristian eu. Cristian Siriano. Cristian Siriano. Nu, e divină. Da. Și pantofii mahmahăia care știi, vai, ce frumusețe de femeie, ce eleganță, ce grat. E gracious. Da, e foarte frumoasă și cu o talie mică. Piciorul, genunchiul, rochia, osos, glezna, rochia, talia, părul, a, civilizat, rujul, burgundi. E divină. Are ceva de ghildii de are, aici, da, aici, la foarte mișto. Dacă vreți, dacă sunteți curioase să știți cum arată perfecțiunea, perfecțiunea arată așa. Părul, Alexa Chang, buzele, Cristian Siriano. Da, și mie îmi place. E părul perfectă. Păi, bravo, Denisa. Kylie Jenner în Off-White, tribut lui Virgilia Bloch. Mie mi s-a părut, mie mi-a plăcut. N-a și pus tricou. Ba da, mie îmi place. Nu, n-a și pus tricou. Nu, n-a și pus tricou. Nu mă deranjează. Ia din prețiozitate. Are... Da, și mă rog, șapca aia întoarsă cu tiul, da, și am înțeles că ducem sportul în street style, street style un match și match un gilded. Foarte actuală, exact, da, cum spui. Ok, eu aș fi scos tricou. Și aici scrie off? Da. Prost. Prost. Foarte prost. Păi, foarte prost. Nu. Că scrie off acolo. Mie îmi place. Păi, da, nu e rău, dar nu e, da, nici foarte bine. Și fără tricou cred că era bine, și cu tricou mi se pare bine, deci mie mi-e simpatică și ea. Și vreau să-ți spun, da, că m-a dus Lia, da, să-mi cumpăr niște, știi că are o linie de make-up. Mi-e frică, da, așa. Nu, de make-up. Măi, da. Măi Moris, crede-mă că sunt extraordinare produsele. Am găsit un creion, da, de ochi. Un creion de ochi de ăsta. Îl ai acum la ochi? Da, uite ăsta negru așa. Și ce e așa bun la el? E foarte moale și te dai foarte ușor cu el, da? Serios. Și Lia și-a luat un sclipici așa de pus pe față. Mm-hmm. Foarte frumos. Și unde își dă cu sclipiciul ăla? Își dă un pic așa pe aici. Un pic îmi pleacă undeva, nu? Da. Și tu o lași și zici, da, mă, put, pune, mamă, clipici. O las foarte puțin, de-abia se vede. Cine e Sebastian Stan? Cum, cine e Sebastian Stan? Ai, mă, Moris. Jur, ai, pe cuvânt, pe cuvântul meu, nu? Un actor român super. A, românul, că mi-a zis și de un român, dar nu-l cunosc, nu știu. Cred că îl chemase cineva până la Colț și a zis, stați că vă duci până la Met. Ce-i cu acest ansamblu roz? Păi, Valentin, am avut o colecție, când am fost eu la Paris pentru prima vară. Toată roz, totul a fost roz. Asta e Valentino, da. Arata zi, de unde iau ăștia materiale, măi, Denisa? Dragon, Red Dragon. Red Dragon. Arata Red Dragon, doar că e Pink Dragon. N-are legătură neapărat cu tema, nimic. Nu, n-are legătură cu nimic. Și într-adevăr, da, e un roz care ce? Merge viară pe... Unde merge? Nu merge, merge nicăieri. Merge, ba da, pe o femeie, pe o... Dar și pe un băiat, dar pe un băiat, pe o, nu știu, un cală blondă, pe o non-binară blondă, e un roz suedeză, dificil. Știu, nu, apare o non-binară suedeză, trec non-binare române, Carpații, o non-binară suedeză, fetiță, undeva în port, în Stockholm. Mai vrei să spui ceva? Vrei să mai adaugi ceva, Dominica? Nu, mie îmi place el. De ei îi place din nou tot. Da. Dar ce îți place la el? Ce? Ia, hai să... Da, stai, stop. Ia, ai o analiză scurtă. Ce ai văzut în primul rând? Ia să vedem. Ce abordarea actoricească? Ce îți place? Ce... L-am văzut și live. Unde, dragă, l-ai văzut? Live aici, în București. L-am văzut în București, live. M-am întâlnit cu el. Unde? Unde erați? V-ați întâlnit? La un drink. Tu cu el erați și la un drink? Zi, dragă. Măi, calmați șefa, directoarea de mode. Calmați fashion directoarea, veniță. Unde ați ieșit la unde? Era cu el. Dar cu cine erai? Merit, eram într-un context, dragă. Dar mie nu mi-a spus, are secrete. Și cu cine mai erai? Cu o gașcă mai mare. Și ce ați vorbit? Mă rog. A fost drăguț? A fost foarte nice? Drăguț. Ce a zis? Hello, n-a how are zis, you? Nu știu ce a zis, n-a zis, a fost drăguț, avea un vibe mișto. Și prea am zis Deutsch? Mi-a plăcut. Hai, lasă, în roz stai poate... Că, stai că s-a întâmplat ceva acolo și nu vrea să ne spună. Nu era în roz când a venit. Măi, Mândica. Măi... Dar uite, mie nu mi-a spus că s-a da, avut această întâlnire epică. Ani. Cât, 20 de ani? 2 ani, un an, 2 ani. Ah, avea mască? Nu, că era de-abia după ce tocmai se dăduse drumul și era fără mască afară. Și eu dat și lui drumul.
Eu zic, hai, pot să plec și tot. Nu știu ce făcea România, nu mai știu. L-am intersectat, dar mi s-a părut foarte drăguț. Rosalia în Givenchy. Stai că mă pregăteam să spun ceva și nu... Nu e nici rău, nici bine, nu știu nu de e, ce. Nu e, ceva ce nu... Nu e, da. Nu e, nu e. Da, roche de sirenă, cu mâneci din epoca despre care se vorbește. De piatră. De piatră. Ochelarii de soare, ce zici ochelarii de soare? Da, am mai zis, nu, n-am o problemă. Cu rochia asta, în ce n-am o problemă? Altă culoare, nu negri. Dacă își punea niște ochelari de soare bej, cu niște lentile 24 hours, nu mă deranjează ochelarii, sunt ultima problemă. Da. Rochia nu-mi place. E, mă, știi, Denisa, Domnica, sunt foarte multe ateliere, știi genul de atelier care propune rochii. Avem și noi aici sute zeci care nu știu ce trăiesc. Da. Nu, eu nu știu între atelierele alea care fac, nu știu, un mix de mireasă cu de seară. E eterna obsesie fetița cu turierei românce, cu turiera româncă care face un ceva de nuntă cu de seară, știi? Mixez o nuntă cu o seară, o piatră cu o pană și o pană cu nimic. Hai cu micul, hai cu sarmaua, așa și micuța în Givenchy. Nu-mi place. Nu trecem mai departe? Mi se închide ușa. Lasă, dragă, ușa deschisă. Și e activitate în casă. Vreau să știu. Vreau să știu. Nu. Păi... Nu, n-ai ce să știi. Păi nu că am avut păreri... Diferite? Da. Nu-mi place deloc. Unii au spus că nu le place deloc, alții că le place la nebunie. Gen la nebunie. Să fie sănătoși. Mie mi se pare oribilă ce are pe cap. Mie mi se pare fix cu Ana Chiriță. Cu Ana Chiriță. Cu Ana Chiriță. Ce are pe cap nu avantajează deloc. Și acum ne referim strict la forma capului. În momentul în care tu ai această formă, cum să-i spun, Denisa, ca să nu sune, o formă mai ascuțită. Nu-ți pui un ceva care accentuează această formă de cap. Îți pui un ceva pe cap care stă... Nu contează. Ba da, eu am văzut-o niște imagini apropiate. Mă refer la țuguiul care se întâmplă aici. Dacă și-ar fi pus pe cap un ceva cu proporție decentă pentru forma capului ei, ar fi fost mai ok. Uh-huh. Pentru că trebuie să analizăm și chestiile astea. Cum să spui, cum să-ți treacă ție până căpșorul, cum i-a înmugurit ei, vorba neurologei, prietena mea, cum i-a înmugurit ei ideea să-și pună ceas la o astfel de ținută? Și mi-a zis cineva, păi poate endorsează, poate lua bani. Ok, dar pune unul care se potrivească sau endorsează civilizat, să-ți facă firma producătoare de ceasuri. Cine dracului e firma aia producătoare, în cazul în care chiar îndorsa, să-i facă un ceas victorian, dragă, cu lanț, să-i atârne un ceas cu lanț. Dar pe mine nu m-a deranjat. Adică nici nu m-a deranjat ceasul. Nu, în primul rând că n-ai cum să spui ceas la o astfel de ținută. E adevărat, nu se poate. Dar nu pot să zic că mi se pare așa o... Ba, mie mi se pare. Da, nu. Nu, și rochia e chirițistică, o față de masă, urâțică, nu-mi place. Măi, e clasică, e o roche clasică, nu pot să zici neapărat, de fapt, mie nu-mi place pălăria, nu știu, chiar nu-mi place pălăria. Clasică e și micu, și sarmaua e clasică, acum mi se pare pălăria, tu maci. De ce nu s-a îmbrăcat într-o sarmacă, și aia e clasică. Uite, mie mi-a plăcut cel mai, după Kaya, stai să-mi pun ochelarii. Sper că vine și Kaya, la rând. Da. Cel mai tare mi-a plăcut Kendall Jenner în Prada, nu, jur, mi s-a părut superbă. Cel mai tare? Da, cel mai tare. Îmi place la neba, da. Nu, îmi place foarte mult. Da, și mie îmi place aia, nu cel mai îmi tare. Îmi place cum arată topul cu fusta, îmi place fusta, este superbă fusta. No, deci Miuccia Prada oricum face cele mai frumoase fuste din istorie, are istoria fustei, cred că a declinat fusta într-o mie de feluri. Ifeu, iar Ifeu. Mi se pare foarte frumos, sincer. Mi se pare modernă, dar respectă tema și faptul că și-a decolorat sprâncenele Kendall Jenner, mi se pare cu produsul de la Sorsa? Nu știu de unde, probabil. Oricum arată superb așa, fără sprâncere, în contextul ăsta, în combinația asta, eu n-am recunoscut-o. Mm-hmm. Ai crezut că e Sebastian Stan? N-am crezut, n-am știut cine e în prima fază. După aia te uiți puțin mai atent și o recunoști. Da, atunci la masă, stăt împreună la aceeași masă? Zi. Nu că era un de-asta așa mai cu mingle, știi? Nu era cu asta la masă. Unde, dragă, dar unde era asta cu mingle? La institut, dragă. Ah, și l-a adus? Cine l-a adus? Ei, cineva. Stai că s-a întors Chanel-ul. Dă șanelul cu piatra la cameră. Dă perla, așa. Da, e frumoasă. E frumoasă, n-aș spune că e preferata mea. Nu, uite-te puțin cât de frumos e topul, cu transparent, cum e croit. Da, mie mi se părea mult mai king ca Alexa Chang. Gracious. Nu, și mult mai civilizată, mult mai chincă, mult alt mai gen total. Rich, nu, da. Bogăție de Maine, suburbie americană, miliardară. În dreapta avem familia Rust, în stânga avem familia Biden. În față viitorul, aici ne avem pe noi, asta era Alexa Chang, suburbie americană, nu milionară, miliardară. Dar asta este foarte fashion, Kendall Jenner. Ai, mă, dar nu mă rupe, nu mă sparge, nu știu. Uite-o și pe Kaya. De ce stai așa?
ca la Cântarea României. Cred că, nu știu, vreau să spun. Are ceva de Cântarea României. Dar are ceva de Cântarea României. Și prea pupe contorsionarea asta a buclelor și cu două țoașpițe aici, stânga-dreapta. Singura coafiră cu bucle. Da, da, asta puse așa, simetric, stânga-dreapta. Da, îmi place, mie îmi place, jur. Și singura coafiră cu bucle. Parcă, știi, s-a luat să joace. Iar ok, superbă. Aia. Da, sincer, e frumoasă. Mi-e place foarte mult. Ea e superbă. Ea e superbă. Seamănă cu mama. Da. Pe mama, parcă ai văzut-o tu la Paris și ai zis că era prea înaltă. Ba da, ești că era prea înaltă. Păi e foarte înaltă, nu că era prea. Că te-ai simțit, nu știu, că erați arbă ca zăpada. Zi, era prea înaltă? Nu există prea, nu, nu era prea înaltă. La Riț era. Da, cu niște băieți. Mai de mult. L-ai, v-ați văzut la baie, era la bar cu niște băieți. Da, înțeles, da, 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 da. Cu ce băieți, da. Cu Sebastian Stan? Nu era cu Sebastian Stan, nu mai știu. Știu că am văzut, dar nu mai țin de nimic. Cred că de la dar Sebastian Stan are legătură cu Alexandra Stan? Sunt nu frați, nu, cumnați? Nu, dragă. Verișori. A, dar mie îmi place Emma Corrin în Miu Miu. Jur. Da, și cu ciorapii aia. Nu, chiar îmi place, o chincă. Da. Are ceva de spiriduș. N-are glam-ul, n-are glam-ul. Nu are glam. N-are glam, dar mi se pare chincă că n-are glam. Da. Știi cum ar fi avut glam? Dacă blazerul avea niște era negru, imbeliș negru din material de smoking. Dar chiar și așa îmi place pălăria, mi se pare un umor asumat în cazul ei. Îmi plac dresurile albe în combinație cu aceste botine de prichindușă negre lăcuite. Îmi place foarte mult forma blazerului. Îmi place părul blond. Îmi place că are breton. Îmi place cum ies urechile de spiriduș. Și îmi place că acest joc de masculin, feminin se compune armonios. Chiar îmi place. Da, și mie. Mi se pare amuzantă. Pot să zic că e preferată. O copilistică amuzantă. Da. Funny. Nu, îmi place. Nu, rău, nici eu, dar e funny. E mișto. Până la urmă e un exercițiu care a ieșit, s-a rezolvat. Irina Șaic. Da, dar stai că mi-a plăcut mai mult. Acum o văd pada întregul și nu-mi place cerea în picioare. Am zis, nu, i-am zis și Roxanei. I-am zis și Roxanei că mi s-a părut superbă, da. Dar știi ce se întâmplă, Denisa? Eu am văzut imagini cu ea în piele neagră cu Șaica asta, în bărbării, tăiată. Și era mamă, super power. Acum când văd ce are în partea de jos, nu prea îmi place. Nu, nu-mi place cum se termină pantalonii. Nu-mi place cum se termină pantalonii și nu-mi plac botinele. Nu-mi plac botinele și nu știu. Dar intenția e mișto, adică partea de sus e super strong, e wow. Dar ce ai fi pus în partea de jos? Eu aș fi pus altceva. Adică partea de sus. Aș fi pus un pantalon care să curgă cu niște tocuri mult mai înalte, mult, mult mai înalte și mi-ar fi plăcut să văd piciorul, la toată chestia asta super dark, super warrior, super nu știu ce. Mi-ar fi plăcut să văd piciorul, la piciorul. Și o fustă din mătase pe bie. Merge și fustă din mătase ca gen contrabalansez pielea, știi, da. Puțin jos, eu așa și pus cu toată combinația de sus, care îmi place foarte tare. Cu cravata, cum îmi place foarte tare layering. Îmi place că nu e machiată, îmi place părul. Da, îmi place și mie. Cercei nu mă... Are o chestie dramatică, așa, foarte... E da. Oricum superbă, Irina, așa. Da, e superbă. Cea mai frumoasă femeie, ce vorbești? Mă rog. Cu ochii albaștri. Da. Sau verzi, așa vreau ce să fiu. Dar uite că nu sunt. A, stai că îmi place asta, Jessica Chastain în Gucci. Da. Zici că împarte cărțile la un casino pe un vas de croazieră. Știi, parcă o văd așa amestecând cărțile. Îmi place, dar nici taie cărțile. Mai favorite. Nu, nu mai favorite, dar îmi place. Mie rochile astea de la Gucci foarte retro, așa, embellished, îmi plac. N-aș fi pus turban. N-aș fi pus nicio turban deloc. Îmi place rochia. E machiajul prea tare. Da, e prea tare. Turban cu rochie, știi? Uh-huh. Nu-i mai vezi ochi, da. E prea, are da. Ceva... teatral. Chip teatral din cauza... Notara, da, fără buget. Exact. Notara asta nu mi-a plăcut la ea de la început. Da. Și am și văzut-o mai aproape. Nu mi-a plăcut fața, machiajul. Nu, e intrețel la apă, even mock. Tom Ford, era super, îl avem aici pe Tom Ford? Stai puțin. Nu, stai, nu, cel mai mișto ever. Nu, stai, stop. Cea mai mișto ținută de la Met Gala, de bărbat. Definiția civilizației, nu, cea mai mișto ținută. Așa. A fost al lui Daniel Rosberry de la Schiaparelli, pe care l-am și văzut într-o cameră de hotel în baie, când își făcea nu știu ce la oglindă. Definiția acestei teme, a gilded glam-ului. Păi hai să o arătăm. Nu că-ți vine să te măriți. Îmi venea să intru în ecran, să penetrez ecranul, să Instagramul, să intru în... Băi, nu, superb, Denisa, nu, ceva superb, gilded glam, personaj de film, civilizat, nu, definiția rafinamentului. Mie îmi place. E pe temă. E pe temă și uite de puțin cât de impecabilă această fustă. Mm-hmm. Nu, serios, pare că vine și topul impecabil. E mișto. Și topul, superb. Și e pe temă, am e pe temă. Am crezut că e Paris Hilton. Da, seamănă, dar nu era ea. Emma Chamberlain. Îmi place foarte tare. Și n-am mai văzut de mult o ținută Vuitton. Da. La era dor. La mi era dor. Da. Uite-l.
A trimis Denisa acum. Uite ce perfecțiune. Da, super. Măi, uitați-vă puțin. Măi, Daniel Rosberry, măi, fetelor, măi, măi, eleganță. Definiția eleganței. Nu, ăsta e soțul perfect, fetiță. E soțul perfect. Da, să știi că și Tom Ford nu, e soțul perfect. Dakota Johnson în Gucci. Vai, ce-mi place Rosberry ăsta. Hai, lasă-l. Cine era asta? Aici. Da, și asta care e cu el e mișto. Cine era? Chiarim, așa ea e, da. E foarte nu, e ce superbă bărbat, rochia. Superb. E superbă rochia, superbă e superbă rochia. Ea, e superb el. Da. Așa, nene, astea-s repere, da. Pe bune. Nu Cardi B, astea-s repere. Da. Dakota Johnson în Gucci, e superbă, da, cum e adică mie îmi place. Și mie îmi place, aș purta și eu asta. Spectaculoasă, e superbă. Eu te-o mică să arca două lale în spate cu mâinile ca Ceaușescu la păsărică. Este... Una mică în spate care să arca la pomană, da, și că la pomană. Nu. Aia mică la pomană în spate, nu vrei. Îmi place și că îmi place că nu și-a făcut nimic la păr. Uite, o coafură care mie îmi place foarte tare. Nu-mi place nimic. Și jucău ăsta al Fran, și are un jucău. E pe temă? Nu e pe temă, dar mă rog, n-au fost mulți pe temă. Ăștia doi nu-mi plac. Mie da, ai mă, că sunt simpatici. Surorile Kessler, nu știu, nu contează, să fie fericiți, iubiți, dacă sunt împreună să potrivesc oricum, dar prea seamănă ca să potrivească, ei știu ce fac acolo, ce melceală se întâmplă. De ce, dragă, au făcut și un statement. Nu, de mănăstire catolică scăpată de sub control și ajuns să se depraveze, să se degradeze undeva la... Mie îmi place. E ceva psihotic... Da, e un statement de fashion la un eveniment foarte fashion, cel mai fashion din lume. Mă rog. Alexa Chang. Deci ea ți-a plăcut cel mai tare. Enorm! E foarte civilizată. Mi-am dat seama că avem nevoie de civilizație, de oameni civilizați care să devină repere pentru un mapamond aflat în derivă și strivit de cocalare. Avem nevoie de oameni civilizați, articulați, cu vocabular, cu apariție civilizată. Avem nevoie, da. Normal mi-a plăcut Alexa Chang. Respira civilizație, cultură, da, dragă, bun simț. Nu mai țipa, că mă doare capul. Dar nu țip. Dar trebuie să înțelegi, nu poți să fii unilateral, trebuie să înțelegi. Dar înțeleg foarte bine, am înțeles-o și pe aia mică, pe prichindușă. Astea două sunt prea regizate. Da. Dar nu era rău, dar nu rău. Pentru temă neapărat. Nu e deloc pe temă. E foarte Saint Laurent, Saint Laurent, decupajele astea, mamă, ce aș purta și eu un decupaj din ăsta la nu știu, dacă aș fi fost mai coard așa și cu alt sex, purtam un decupaj. Păi da, păi și ce zic, că aș fi purtat și eu. Nu, e mișto, e foarte Saint Laurent. Și îmi place chestia cu ciorapii negri. Da, pentru că multă lume întreabă treaba asta, și dacă putem purta sandale cu ciorapi negri. Saint Laurent e maestru combinațiilor de sandale din mătase. Doamnelor, și Saint Laurent, maestru Yves Saint Laurent propunea rochii de seară cu ciorap din mătase fin și cu sandale, bineînțeles fără terminația aia la degete, sunt ciorap special făcuți pentru a fi purtați cu sandale. Amber Valletta în Azzaro. Păi cum adică mie mi-a plăcut? Păi și mie îmi place. Ah. E perfectă. E perfectă. E tunsă perfect. Perfectă tunsoarea. Tunsă perfect. Măi, și la față, e superbă. Mănușile îți plac? Aici îmi plac. Da. Da, aici. Măi, domnica, această rochie, cu brățări, această rochie e o capodoperă. Da, e superbă rochia. Este doamnelor, impecabilă. Această rochie este o capodoperă. Da. Să știi că e. Părul. Cum îi stă părul. Pantofii, îmi plac lungimea rochiei. E foarte accesorizată, dar îmi place. Și colier și foarte bine. Da, și mie îmi place foarte mult. Mult, nu e pe temă neapărat. Măi, multe n-au fost pe temă. Mă rog, e cumva, poți să... Nu e neapărat, dar... E obzeacă asta. Nu e, dar e mișto. Uitați-mi de Azzaro, vai ce mișto rochie. Da. Oscar Isaac în Tom Browning, da. Uh-huh. La gât aici e prea golaș, mâneca e prea scurtă, mâneca nu e structurată. Da. Nu e pe temă. Mă rog, poate. Da, ceva... Nu. Ceva e, nu știu, da... E nefinisat, e neterminat. Da, asta e problema, neterminat. Ceva. Știți ce se întâmplă? Fiți atenți. Încercați să vă, Denisa, să pui și tu poza asta când vorbim. Dacă ar fi păstrat partea de jos, dar ar fi structurat foarte mult partea de sus. Deci eu aici aș fi închis cumva, cu un guler montant. Mi se pare zona gâtului prea golașă. Exact. Să știi că ai dreptate. Pentru genul ăsta de proporții, de structură, de smoking deconstruit. Aici e problema. Mâneca e prea flu-flu. Și gâtul e prea golaș. Și nu știu ce vedem în pantaloni, nu știu de ce pe... Mă rog, n-ar fi fost rău nici cu fusta, că era foarte structurat lui, sus. Fața lui îl vedem cu pantaloni, nu știu de ce. Mm-hmm. Mă rog. Măi, nu mi-a plăcut. Tom Browning, cine e? Liza. O văzusem în clipul ăla de care îți spuneam, postat de Tom Browning.
Lițo. Îmi place capul, îmi place fața, îmi place părul. Mie îmi place. Dar nu îmi place, nu. Ba da, mie îmi place. Mi se pare superbă capa. E foarte frumoasă capa, dar e too much pentru, nu, fetiță, proporția. Nu, e ca în arhitectură. Păi e ca în arhitectură, măi. Păi oricum are o proporție. Păi da, dar faci ceva, nu știu care să nu. Nu ai ce să faci, crede-mă. N-ai ce să faci. Nu pui capa aia. Mai bine o faci voluminoasă și îți asumi un volum. Și asta cu asumarea, că și Beatrice avea dreptate uneori cu asumarea. Ce dracu ne asumăm? Nu ne asumăm nimic, de fapt. Ce asumăm? Asum ce? Folosim prost și are dreptate acest termen de multe ori cu asumarea. Nu-mi displace, adică ok, oricum da, e atâta, dar nu-mi displace. Deloc. Da, nu. Mi se place capul. Superbă. Îmi place capa, foarte mult capul. Capa și capul. Capul. Capa e frumoasă, capa. Ea ca piesă, dar nu pe ea. Nu. Și capul e frumos și coafura e foarte frumoasă. Cascada de la 3 urlați. Îmi place coafura. Da. Păi, capul îmi place și mie, repet. Da. Da. Mie aici nu mi-a plăcut machiajul deloc, nu-mi place lungimea pantalonului, nu-mi place că s-a făcut aurie și pe picioare și pe nu știu ce, nu-mi place pantalonul, nu. Mm-mm. Nici mie nu-mi place, nu-mi place părul. Mm-hmm. Machiajul la 8 se vedea foarte aiurea. Nu. S-a încercat o interesanțenie și n-a ieșit. Da. Și iar tema, mă rog, pe temă... Da. Trebuie să facă coafura măcar să-i pe temă, ceva. O coafură foarte înaltă, foarte structurată, știi? O coafură foarte înaltă, cred că era mult, adică părul n-are ce căuta aici. De Alice în Țara Minunilor. Da, exact. Trebuia să facă un pălărier nebun, știi? Un pălărier nebun. Da. Perișorul ăsta, zici că e Nicoleta preferata mea. Nicoleta a fost la Met? Nu. Na. De ce n-a fost Nicoleta la Met? Ei, a tot fost la altele, cred că. Da. O să mai stai puțin pe acasă. Nicoleta e cea mai mișto, Denisa. Da, nu, stai puțin să ne întoarcem aici. Nu, dacă avea, dacă avea părul strâns. Trebuia să facă un pălărier nebun. Da. Era, se schimba complet. Sau Ducesa din Alice în Țara Minunilor. Da. Ducesa. Se schimba Ducesa complet. Nebună cu ăla mic, cum îl chema, porcușorul, ce era ăla mă cu piperul de strănuta, săracu. Strănuta în bucătărie. Ducesa nebună, pumnea prea mult piper în mâncare. E, nu mai știu. Și strănuta ceva, cine strănuta, ce strănuta în bucătăria Ducese? Era un, ce era Denisa, un porcușor, ce era, vâșhaț, jucau, ce era? Nu mai știu, dragă nimeni, că am citit acum. Păi nu, mai păi de citiți degeaba. Nu citim degeaba, dar mai uiți. Uite, eu cred că de la, uiți, de la coviță știam, am început să uit. Nu e bine, am citit un articol despre asta. Măi, asta săraca, nu. Mi-ai dat-o pe această Camilla Cabello, mi-ai dat-o și în alte analize. Nu e săraca, nu e bine niciodată. Am crezut că are un buchet de flori în mână. Nu e bine, măi, dar nu e bine nimic. Sandaleta îi vine prost, taie glezna, bareta, rochia urâtă. Rochia este oribilă. Pe coapse vine foarte urât. Toată ciorchinele ăsta întors și atârnat, corsetul nereușit, nu, ia, nu e bine nimic. Nu și o prabal gurung. La, nu, ce prabal, ce gurung, nu e bine, gurung camil, nu, n-am ce să spun. Da, adică nu putem spune că ceva putea să meargă cu altceva. Că, da, Donatella e țoapă sau da. Nu, aici mi se pare. N-am zis că e țoapă, de ce îmi răstălmăcești cuvintele? Am zis că Donatella poate stăpâni foarte bine un zon de chici. O zonă de chici. Da, era țoapă, era sinistră rochia Donatella. Da, ăsta mi se pare și mai. Da, și mai țoapă. Buchetul ăsta de flori care este din rochie. Păi se ia de mână. Aici vreau să ajung. Voiam să ajung. Moris. Foarte rău. Păi nu, e în Tom Brownie, dar de ce e așa? Da, și dacă e în Tom Brownie ce? Nu știu, el nu e bine. El zici că el zici că e Lurch din Twin Peaks. El e mai bine decât ea. Dar nu e bine nici el oricum. Ea e pe dar el zici cumva. Că a murit săracul. Nu, eu să mă, nu vreau să sune, dar zici că a murit, măi, mă, pe bune, nu, l-ați dezgropat, ce i-ați făcut săracul. Dar îi iubesc foarte tare. Dar să se iubească, dragă, foarte bine, îmi place când oamenii se iubesc, le dorim casă de piatră, canapea de balamă, ce vor ei, dar nu e bine. E, din nou ținutele Tom Brownie da, la acest Met Gala nu sinisate. Și la ea lipsește ceva. Da. Nu știu, trebuia să ia nu e bine. Exact, un embellishment. Lipsește un embellishment sau... Da. Niște pietre, nu dar știu. Nici părul nu e bine, nu e bine nu nimic. E bine nici părul. Fusta ar putea să fie bine și e și pe temă cumva. Cu o structură. Cu o structură, mm-hmm. Dar nu e bine cu cămașa, trebuia ceva mai structurat în sus, mai da. Cu tot așa exact. Cu gât lung, cu ceva, știi? Da. Tom Brownie n-a structurat. N-a structurat. Lenny Kravitz. Mm. În ce? Da, dar Lenny ce cu sânii, în el. Sânii din da, pectoralii. Pectoralii din corset. Nu e bine. Parcă zici că își ține răsuflarea, știi? Da, nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Nu dar Zoe Kravitz n-ai pus-o? N-a venit? Da. A, e prea scurtă tren aia, perdeaua aia de muște. Da. Nu e bine. Nu. Perdea de muște. Da, măi, zici că și-a pus-o de la doi muște de la doi mai care se lipesc pe tine că vine vântul și tu ești în costum de baie. Se lipește perdeaua de muște. Nu e bine.
Săracul Lenny, da, el e foarte chincă. El e, mie îmi place de el. E, și mie, soră, dar cum să nu-ți da. Spui? Că da, am, nu, acum două zile am ascultat-o, mi-a trimis o soră mea melodia Can't Get You Off My Mind, o știi? Te gândeai la... La Amiral. La, nu, la Sebastian Stan. Can't Get You Out Of My Mind. Mă rog, super. Ah. Da. Da. Uite, e, roz! No. Ai spus stați un pic, stop, stați. Nu-ți place rozul. Glenn, nu, cineva a postat pe Instagram... Cred că și pe Rosberry, pe Daniel Rosberry, l-am văzut postat de cineva, de unii. Mi-a plăcut foarte mult, e superbă. Un Vanity Fair, un ceva, a postat un filmuleț cu Glenn Close care explică de ce s-a îmbrăcat așa, cum s-a îmbrăcat, ea înainte să se îmbrace și după ce s-a îmbrăcat, după aia cu picioli în mașină, când plecau către Met Gala, probabil. Mai e pe temă. Discurs de femeie. Ia, zi. Nu, abordarea, ce-a putut să spună, umorul, maxilarul, râsul. Băi, nene, Glenn Close e și ea Dumnezeu, Denisa. Îmi venea să plec cu ea acasă, îmi venea să intru în ecran. Mie îmi place foarte mult. Cum să nu-ți placă Glenn Close? Mă deranjează că nu sunt călcați pantaloni, s-au șifonat pantaloni. S-au șifonat, au stat și ea în mașină cu piciorii, da. Poze, chestia asta, asta e o problemă. Cercei, părul. Părul. Nu, eleganța. Machiajul. E superbă Glenn Close. Și mi-e place foarte mult și e pe temă. Această capă este fix pe temă, nu? Da. Reinterpretată și cu acea broderie. Ce e exact păr, ce femeie, superbă, ce roluri a putut să aibă această femeie la viața ei, da. Ce monologuri, ce a putut să facă în legăturile primejdioase. Da. Ce a putut să facă, ce a putut să facă, nu, e. Da, sunt de acord. Șapo, doamnă. A, gata, ultima, uite, ai închis Met Gala cu Glenn Close în Valentino. Păi, am închis-o superb. Am închis-o superb. Hai că v-a plăcut această Met Gala. Vă mulțumim pentru zecile de mesaje pe care le-am primit cu cetățeni care ne trăgeau de mânecă pentru că își doreau să apară comentariile noastre de la Met Gala. Vă mulțumim că ne urmăriți în număr atât de mare. Chiar vă mulțumim. Vă mulțumim pentru feedback. Sper că v-au fost utile comentariile. Revenim curând cu preferatul tău, evenimentul tău preferat. Coachella.